De astăzi și până duminică, centrul fotbalului de juniori este la Reghin. Clubul școlar sportiv, prin profesorul Budoi Borno, organizează a doua ediție a Cupei Prieteniei. Turneul se desfășoară pe 5 categorii de vârstă și participă peste 30 de echipe din mai multe județe. La categoria U15, născuți în 1998, se întâlnesc 6 echipe din Reghin, Târgu Mureș, Ungheni, Salonta și Ruși Munți, iar finala este programată pentru miercuri. Între timp vor juca și 9 echipe din categoria U15 născuți în 2000. Formațiile vin din 3 județe și sunt împărțite pe 2 grupe. Mai au programate meciuri alte 9 echipe de junior din alte 3 județe, inclusiv Suceava, la categoria U15 născuți în 2002. Nici la categoria U15 născuți în anul 2004 nu s-au înscris mai puțin de 9 formații de copii. Aceștia vin din 3 județe ale țării deciși să-și adjudece Cupa Prieteniei. Partidele se dispută pe terenurile Avântul, Oțelul și Metalul.